Nu suntem de acord cu 6 ani și tip deschis. Râdea în față. Adică el că au fost ca o de parcă a scuipat în față nu numai nouă, dar întregii societăți și justiției. Valerian este aici. Deci unde sunt din partea colegilor coroane. Aici e băiețelul Ciprian, mormântat. Ce s-a întâmplat cu el, cu Ciprian? Ciprian a făcut la o lună de zile meningită purulentă, fulminantă și repede, timp Da, de l-am pierdut 24 de Ciprian ore, da, la o lună de zile. 2006. Și Mărioara în 2020, pe 1 septembrie, La vârsta după de 18 ani, mai știi că... 18 ani jumate, la care, adică toți 18 ani jumate, a stat în pat, nu a vorbit. Dacă ați fi avut posibilitate, ce ați fi spus? Doar două întrebări. De ce n-a frânat când a văzut copiii și cine l-a plătit? Este umor la comandă. Doamna Elena, bine v-am găsit și mă bucur că v-am revăzut astăzi. Vreau să întreb cum vă simțiți acum. Un pic mai bine, dar tot trecem cu greu perioada. De ce v-am întrebat? Pentru că știu că ultima dată erați într-o stare de nedescris. Chiar ați apelat și la psiholog, dacă nu greșesc. Acum sunteți mai bine. Da. Acum câteva zile am fost martor la decizia instanței. Șoferul care l-a lovit mortal pe fiul dumneavoastră a fost condamnat la 6 ani. Dumneavoastră ați fost la ședință după o perioadă de absență. Da. De ce ați fost? Ce v-a făcut să mergeți? Pentru că știu că o perioadă bună nu ați fost la ședință, doar soțul mergea. Era ultima ședință și de asta am hotărât să fiu și eu acolo. După care mi-a părut rău că am fost prezentă. De ce? Nu suntem de acord cu 6 ani și tip deschis. La ce v-ați așteptat dumneavoastră? Poate că la mai mulți ani și închis. Să nu meargă prin muraj, adică să fie de tip închis măcar atât. Dar dacă s-a hotărât așa... Dar dumneavoastră, când ați mers acolo, vă așteptați că o să-l vedeți pe acest da, șofer? Da. Și psihologic erați pregătită? Da. Cum v-ați simțit când l-ați văzut pe bărbatul care vă ucis fiul? Practic s-a primit așa că când l-au adus, eu eram la foarte aproape de el. Când l-am văzut, am început să am emoții, tremur, după care mama lui David Iana m-a luat și m-a schimbat cu locul. Adică era Andrei, Iana, după care eu. Am avut foarte mari emoții negative asupra domnului, cu atât mai mult că practic era vesel și zâmbea. El, așa l-ați văzut în așa l-am văzut, da, zâmbea. Mai ales după ce i s-a spus că va fi de tip deschis, chiar ne zâmbea. Dacă ați fi avut posibilitate, ce ați fi spus? Doar două întrebări. De ce n-a frânat când a văzut copiii și cine l-a plătit ca să-i scoată din cursă pe copii? Dumneavoastră aveți această ipoteză că e intenționat? Da. De unde ați luat asta? De ce credeți asta? Sunt unele, chiar și din video, se videoclip, se vede clar cum el nu frânează, ci din potrivă apasă pe accelerator. Deci asta nu este o întâmplare simplă. Deci copiii se vedeau, benzi goale erau. Am văzut nenumărate ori filmulețul. Mi-am făcut concluzia, după care am început să dau întrebări la copii, la... Și David a spus că, într-adevăr, el ultima dată ce a auzit, nu să frâneze autoturism, Să ci din oprească. potrivă a apăsat pe accelerator și a mers direct în ei. Deci a fost lovitură și, respectiv, acestea sunt două
dar ipoteze. Mai, ipoteze. Plus la asta e intuitiv. Eu ca mamă simt că el cuiva să spunem că avea normative foarte bune, avea rezultate foarte bune. Practic doar el cu David câștigau în ultimul timp. Vorbim despre fiul dumneavoastră. Despre fiul meu. El de multe ori îmi spunea că există un individ în nu de la Dens și de la Buiucan, ci care permanent se străduia să-i da jos de pe biciclete, să-i dispartă, să-i... Deci asta este încă ca o ipoteză care mă face să mă gândesc că, într-adevăr, copilul încurca cuiva. Posibil că ar fi vrut doar să-i nenorocească, să-i scoată din cursă, dar s-a întâmplat că lovitura a fost fatală. Acum, dumneavoastră, deja după cele întâmplate, după decizii, deja dumneavoastră începeți să prelucrați informația care vă spunea fiul dumneavoastră. Da, da, da. Și în plus, antrenorul a spus foarte multe minciuni. Adică, de exemplu? De exemplu că el nu știa că Valerian este la Cricova, duce roata. Chiar însă și el a spus luați roata și plecați, pe când copiii trebuia să fie la Valea Morilor, la antrenament. El asta a negat și în instanța de judecată. A negat faptul că a spus că copiii din propria lor inițiativă s-au vorbit cu Dima, adică cu echiperul, și el nu a fost la curent, nu știu. Noi avem altă ipoteză. S-au sunat, antrenorul a trimis anume la Cricova să ducă roata. Adică cineva i-a coordonat și acel cineva este antrenorul. E implicat și antrenorul. Este implicat și antrenorul. Deci acum merge, până acum eram în durere imens și nu vedeam unele lucruri. Acum parcă se aranjează din cele spuse. Este mai clară informația și lucrurile cum s-au întâmplat. Da, da. Din spusele lui Valerian, din spusele a copiilor, a cicliștilor, mai avem și alte surse care... Și de asta ne-am făcut concluzia că mi-au venit, dacă îmi dădea și mie întrebare, avem așa, două întrebări. De ce nu a frânat și cine, de către cine a fost plătit sau... Ați reușit să-l priviți în ochi? Da, dar nu se uita în ochi. Stătea doar atunci, la ultima instanță judecată, a ridicat ochii zâmbind și a ieșit din sală. La ce erați gata să faceți atunci când l-ați văzut pe el? Știind că v-a lăsat fără fiu. Atunci nimic, eram distrusă după sentință, după ce am auzit. După, nu puteam să fac nimic la moment, eram, se vede și în poze că... Dar până a avea, până a se pronunța sentința, dumneavoastră l-ați ascultat pe el? Adică știu că se dă ultimul cuvânt înainte de sentință. Care a fost mesajul lui? Sau nu ați reușit? Nu i s-a dat cuvânt în ultima ședință. Doar s-a pronunțat decizia. Atât. El nu a vorbit, nu a spus nimic. Ce părere aveți dumneavoastră despre această decizie? 6 ani, știind că el jumătate de an deja l-a stat. Da. Asta reiese că încă 5 ani și jumătate. Da. Și... Este prea puțin. Copilul nostru nu este... Noi de 5 luni de zile îl așteptăm acasă, în fiecare seară, îi punem farfuria pe masă, pregătim tot. Nu ne vine a crede că nu va veni, pentru că el mai pleca și la Tiraspol și în România și credem că e plecat în... Da, dar e prea lung, e prea mult timp. Nu este acasă și îi simțim lipsa. E foarte greu. Dumneavoastră spuneți că 6 ani e prea puțin pentru umorul fiul dumneavoastră, dar la ce v-ați așteptat dumneavoastră? Ce pedeapsă credeți că merita? Noi ne așteptam măcar la 7 ani de tip închis. Nici de cum 6 și tip deschis. Dar așa a fost fie hotărârea.
credeți că a fost o decizie corectă? Adică mă refer neinfluențată din nimeni? Cred că da. Nu cred că a fost influențată de ceva sau de cineva. A fost o decizie, după spusele doamnei Ivanova, a fost o decizie că ne-a felicitat într-un fel că la nimeni nu i s-a dat 6 ani, chiar și în cazul Anastasiei și al lui Dan. Noi am luat maximum, adică i s-a dat inculpatului maxim ce s-a putut face în Republica Moldova. Avocatul dumneavoastră ce spune? Mergem mai departe. Mai departe? La Curtea de Apel. De ce? Nu suntem de acord cu decizia luată de către judecător. Dar dumneavoastră sunteți conștientă că ar putea să dea și mai puțin ani la Curtea de Apel? Sunt astfel de decizii? Sunt, da. Există riscul? Există, da. Nu vă este frică? Și atunci o să fie și mai mare durere pentru dumneavoastră? Sau deocamdată suntem, încă nu ne-am revenit după ziua de joi, după sentința care i s-a dat. Acum suntem ne informăm, vorbim cu avocatul, adică strângem informații ce se poate făcut și cum. Știu că dumneavoastră câteva zile ați fost practic izolat așa în casă, atât de tare v-a afectat. Da. Foarte tare m-a afectat. De decizii sau că l-ați văzut pe acest șofer? Și de decizii și zâmbetul lui când a ieșit și a auzit sentința lui. Asta m-a făcut, am căzut o cădere emoțională și psihică, respectiv am apelat iarăși la psiholog. Mi s-au recomandat iarăși, adică prelungim tratamentul, dar acum mai puternice medicamente, un pic să-mi revin. Doamna Elena, ca să amintim și celor poate care nu cunosc istoria dumneavoastră de diasporă, de psihotare, fiul dumneavoastră a fost lovit mortal. Da. Cum s-a întâmplat și unde? La Cricova, da? Spre Stăuceni, da, când intra în Stăuceni. El avea doar 12 ani. 12 ani. El mergând la antrenament, cum a ajuns el acolo? Mergând la antrenament, a ajuns la bază, așa îi spune, bază. Și-au schimbat hainele, că aveau echipament special, la care antrenorul le-a spus, ați luat roata și ați dus-o la Cricova lui Dima. Și copiii s-au dus fără să ne suni, să ne preîntâmpine, nu știu de ce, pentru că de fiecare dată ne suna și ne spunea, merg acolo, sunt acolo, fac asta, dar atunci, în ziua aceea, nu ne-a spus nimic. Și așa au ajuns la Stăuceni, fără supraveghere, ceea ce nu se permite. Și fără acordul părinților. Și fără acordul părinților. Antrenorul trebuia să ne sune și să ne spună. Noi trimitem copiii acolo, dacă cineva din părinți sunteți liberi, puteți să-i supraveghează. Nici asta nu a fost și asta tot este ceva interesant. Deci antrenorul până acum, practic, de câteva ori pe zi vorbea cu Alexandru despre chestiile lor de ciclism acolo, 5-6 ori, 10 ori pe zi, în ziua aceea niciun sunet. Deci cred că nu e normal ca antrenorul să procedeze așa. Dumneavoastră credeți că și antrenorul trebuia să fie pedepsit? Cred și va fi pedepsit. La ce vă așteptați? Nu știu ce să vă spun, sunt confuză. Să-l pedepsească cumva, pentru că în primul rând, el poartă cea mai mare răspundere de că a trimis copiii fără supraveghere la Cricova. Doriți ca și el să ajungă în fața instanței judecătorilor? Da. O să ceriți ani de pușcărie? O să vedem, cred că da. Recent și fiica dumneavoastră a ajuns în spital. Da. Am văzut o postare la dumneavoastră. Da. Credeți că este o coincidență sau totuși dumneavoastră vă gândiți în continuare la acel blestem părintesc?
Ce credeți că se întâmplă în familia dumneavoastră? Mă gândesc și la acel blestem părintesc, pentru că nu e normal. Trei copii și bine să zicem că Maria a fost bolnavă, dar nu s-a născut, s-a născut sănătoasă, deci pe parcurs. Cu Valerian în genere, băiat sănătos, antrenat. Sport. Sport, avea perspective foarte bune și, și vise să ajungă campion. Adică, da, și asta mă face să mă gândesc. Adică acum noi ne gândim la tot ce e posibil, vă dați seama. Tot ce... Parcă ne... Ce auzim de tot, ne străduim să... Ceva informații, poate... Ceva nou, poate. Dar ce s-a întâmplat cu fiica? Cum a ajuns la spital? A fost, noi fiind stresați, plângeam, adică în casă. Nu prea mânca, ne vedea pe noi în stare în care... Și a fost și stresat, a fost la psiholog, i s-a depistat depresie, anxietate. Și a leșinat, pe care e epuizată. Psihic și fizic, ca și noi. Și a fost internat la Ignatenko. Nu trebuia, a fost în stare de foarte gravă, dar nu au vrut să o interneze în reanimare, pentru că acolo a fost internat Valerian, respectiv medici s-au gândit că noi nu ne vom simți bine dacă Sofia va sta acolo. Și s-a găsit o altă soluție pentru să evite iarăși ușa de reanimare, pe care o ține minte că foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Dumneavoastră nu credeți, cu atât mai mult că sunteți psiholog, că ea, fiind un copil, văzând că mama plânge, tata plânge, asta a afectat-o cel mai mult. Dumneavoastră nu credeți că poate, nu știu, poate de evitat să plângeți în fața ei, poate deja, asta... Deja, da, deja... Nu că e vina dumneavoastră, dar poate și dumneavoastră ați fi putut să evitați că puțin. Când vine durerea și simți lipsa, când fac aceeași mâncare, știu că făceam pentru doi copii, lacrimile cur, mă strădui față de ea să nu plâng, să nu mă vadă, să evit, dar mă prinde câteodată când așa în mine, dar mă vede. Ea ce spune acum? Ea acum... se simte mai bine, parcă se mai întâlnește cu colegii lui Valerian și practic în fiecare seară ies cu ei la plimbare, mult mai bine se simte Sofia. Clar că își amintește de Valerian, dar băieții o scot din depresie mai ușor. Sperăm că va fi mult mai bine. Stai Dumnezeu, sperăm și noi. Dumneavoastră acum nu mergeți la muncă după ședință? După ședință, da. Medicul mi-a recomandat o săptămână buletin medical să stau liniștit în caz să nu am întrebări, pentru că te mai întreabă oamenii sunt... La ședință a fost și băiatul care era cu Valerian, nu, sau nu? Nu. Dar cine a fost din echipa lui Valerian? Doar un coleg de-a lui, un ciclist, un prieten care se întâlneau des, doar unul singur. Dumneavoastră credeți că s-a făcut dreptate în cazul fiului dumneavoastră, însă ați fi dorit ca să-i fi dat mai mulți ani? Da. Mai mulți ani și de tip închis. Eu nu cred că s-a făcut dreptate în cazul fiului meu, pentru că fiul copilului nu pot să fiu de acord și cred că nici o mamă nu ar fi de acord cu așa sentință, dar iarăși mă refer din spusele doamnei Ivanova. Asta e un mic succes pentru țara noastră, ceea ce s-a făcut în cazul cu Valerian și David. Eu, din câte cunosc, este patul unde dormea Valerian. Da. Ce simțiți când veniți în camera asta și când stați aici unii el a permanent vin și seara după lucru stau aici. Ne uităm la film, ne-a lăsat
câteva filme de pe Netflix care iubea foarte mult și vizionăm. Și eu permanent, sau Sofie sau Alexandru, dar aici e cel mai comod, vin așa cum au, cum a fost, așa și am lăsat. Aici doarme cineva sau nu? Nu, nu, nu doarme nimeni. Îi simțiți prezența când vă așezați aici? Încerc să-l simt, da. Mai văd și puzele și parcă, da. Știu că aveau jucării de pluș care el dormea. Da, cu... este lângă poza lui. Este lângă poza lui. Avea el... Majoritatea sunt ale lui ăsta. Când am plinit un anișor și el jucăriile lui preferate. Cum încercați să mergeți mai departe, să, să vă refaceți viața, dacă e posibil să, să, să reveniți la normal? Trebuie. Există cuvântul pentru că este Sofia. Da, ne este greu. Suntem încă în fază de neacceptare că Valerian nu este. Dar pentru Sofia încercăm să mergem mai departe pentru că ea are nevoie de părinți sănătoși, psihic și fizic. Cât de cât ne străduim să evităm scenele de tristețe, de mai mult ne aducem aminte de glumele pe care el le spunea sau cum vorbeau ei între ei sau cum se jucau. Ne centrăm pe asta mai mult. Domnul Alexandru, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și vreau să vă întreb ce părere dumneavoastră aveți despre decizia instanței. 6 ani? Bine v-am revăzut, îmi pare nespus de bine să vă revăd. Sunteți o persoană deosebită. Mulțumim mult. Ați făcut foarte mult pentru familia noastră. Nici nu recunosc acest fapt. Am avut o susținere totală de plină din partea dumneavoastră. Pentru că recunosc cu toată sinceritatea ce ați făcut dumneavoastră ca jurnalist. Nu numai cu vorba, dar și cu prezența și cu... Mi-ați însuflat încrederea că totuși vom reuși să facem o schimbare ca pe viitor alți copii să nu sufere, alte familii care s-au pomenit în așa situații. Pentru asta sunt oamenii, domnul Alexandru, da, ca să ne ținem reciproc. Categoric, sunt de acord. Da. Acum, ce părere dumneavoastră aveți despre decizii? 6 ani pentru un șofer care... Din câte am văzut și eu din video, intenționat a lovit mortal fiul dumneavoastră. Mie îmi place să vorbesc prin pilde, cum a vorbit Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Bine, la noi, spre, nu știu, ca și când a fost ca o spargere de gheață, până acum legislația din Republica Moldova, în asemenea cazuri, avem cu ce compara. Cazul băiețelului de la aeroport, de pe TCP, de pietoni, mămica Natalia și băiețelul Danic, Daniel, cum spune mama, Anastasia de la Ciocana, care a fost evită sub roțile trolebusului. Acolo a fost procedura simplificată, în care, dacă este vorba despre ani de pușcării, este mai mult mai puțin decât la noi. Dar, necătând la asta, nu putem spune că este o biruință definitivă sau o satisfacție în acest caz. Și numai vorbind aceste lucruri, nu mă gândesc numai la personal, la mine, la egoismul meu sau la furia mea vis-a-vis de inculpat. Din experiență, chiar în cazul lui, în 2019 a fost prins beat la volan. În 2020 a depus la curtea de apel cumrat. Și curtea de apel i-a suspendat permisul pe 3 ani de zile. Deci, persoana fiind lipsită de dreptul de a conduce, a urcat la volan, până nu a săvârșit o crimă, el nu s-a liniștit. Sunt mult apreciez, sunt 100% sigur că dacă iese din detenție, așa oamenii nu se învață minte niciodată. Vreau să fiu înțeles corect. Nu este o răfuială personală, răzbunare. Că Bunul Dumnezeu le vede pe toate. Și le aude și, și totul este în mâinile Domnului. Adică vreau să fie copii în siguranță și orice
persoane de Republica Moldova în siguranță. Cu cât mai puțin persoane de genul ăsta o să fie pe drumurile noastre, vom fi în siguranță. Asta, la asta m-am referit când spun că vreau cât mai mulți ani de pușcărie. Și anume, să fie de tip închis. Și de ce credeți că s-au dat doar 6? Articolul 264, litera B, presupune termenul de detenție maxim 7 ani. Asta e. Adică însă judecătorul nu a putut fizic să depășească termenul ăsta. Dar penitenciarul de tip deschis? Penitenciarul de tip deschis, ce se subînțelege prin asta? El toată ziulica muncește, se primblă, face ce vrea și doar pe noapte merge la penitenciar și doarme acolo. Dar dumneavoastră credeați că ar fi trebuit să fie de tip închis? Bineînțeles. Atunci? Dacă el neavând permis a urcat la volan, el și acum poate să facă asta. Plus la toate, vineri am vorbit cu David, cu băiețelul cu care era cu Valeria pe bicicletă și el a spus, Doamne, dar cum asta eu pot să-mi imaginez? Adică eu mâine pe mâine pot să-l văd în transport public, să-l întâlnesc pe stradă. Copilul când îl vedea în instanța de judecată, el n-a dat mărturii până inculpatul nu s-a prezentat la ședință. Doar atunci copilul a mers la pasul ăsta, din cauza că nu era, era recomandat de medicul psiholog să nu interacționeze între ei și să nu depună mărturii când este inculpat în sală. Și vă dați seama, copilul și așa este stresat, este la maxim, viața lui tot este distrusă. Moral, eu îl văd, el încearcă să facă față, dar încă e copil, lui este foarte greu. La fel și cu echipierilor lui Valerian, le este foarte greu, ei de față cu noi zâmbesc, încearcă să ne susțină, dar noi vedem ce se face în sufletele copiilor ăștia, care și-au pierdut prietenul. Dumneavoastră, ați văzut reacția acestui șofer când a fost citită decizia? Da. Și cum vi s-a părut? Râdea în față, adică el că a fost ca o, de parcă a scuipat în față nu numai nouă, dar întregii societăți și justiției. Adică avocatul, sunt sigur că deja l-a avertizat că nu nimic, 6 ani, facem noi cum facem și după asta te amnistiem și din 6 se prefac în 2, 3, eu etc. Asta vreau să zic, din cât îi cunosc, dacă comportamentul este exemplar, el ar putea să scape cu mai puține ani. Da, da, corect. Și cum ați spus dumneavoastră, în câțiva ani ați putea să vă treziți cu el iar undeva pe străzi sau să-l întâlniți. Da. Atunci se face justiție sau nu? Bineînțeles că nu. Noi nu ne oprim aici, noi trebuie să mergem mai departe. Și mergeți? Da, o să mergem, neapărat. Deja sunt gata, practic, suntem pe ultima 100 de metri cu petiția colectivă către Parlamentul Republicii Moldova și către președintele Maia Sandu. Noi vrem o schimbare radicală, ca înainte de a urca șoferul la volan să se gândească la consecințe, că el trebuie să ajungă din punctul A în punctul B, ne traumându-se pe sine și ne traumând, ne omorând pe alții. Adică să nu creeze impedimente în trafic. Domnul Alexandru, dar ce credeți dumneavoastră despre toată situația? Pentru că, din cât îi cunosc, soția dumneavoastră mi-a zis că mai aveți o ipoteză. Vedeți că ipotezele toți sunt bazate pe ceva. De asta v-am întrebat. Dar soția, de la bun început, a spus că este umor la comandă, din start. Dumneavoastră, dar ce credeți despre asta? Sunt total de acord cu soția. Sunt dovezi? La moment nu pot da detalii și vă spun de ce, că este intentat dosar penal. A fost deschis dosar? Da, da. Pentru omor intenționat? Da, la Procuratura Municipală. Dar am înțeles că a fost transferat și la Procuratura CNA și vă explic de ce. A fost transferat și remis după competență la Procuratura CNA din cauza că se vadă antrenorul, adică în timp ce copiii se află sub tutela antrenorului, de la oră până la oră, el răspunde. Este responsabil. Da, responsabil. Și deci, în acest motiv a fost și la
investigat și de procuratura CNA. Cum am înțeles, iarăși este la procuratura municipală și versiunea asta este în prim plan. Da. Vă dați seama, copilul ăsta împreună, nu, numai Valerian, și David. Anul trecut Valerian a luat locul întâi în România, nu mai simt nici oraș, și locul 3 în România, oraș Hațec. După asta, multiplu campion, David de vice-campion, în toamnă Valerian și-a fracturat un deget în timp competiției, a căzut de 2 ore, a schimbat bicicleta, dar oricum a venit pe primul loc. Domnul Alexandru, mă iertați, dar dumneavoastră chiar credeți că pentru lupta asta, pentru succes, cineva este în stare să omoare un om? Cred că da. Cred că da. Cu toate că au fost sceptici, persoane sceptice. Nu sunt campion mondial ca să fie o luptă, nu știu, acolo, acerbă, dar spre asta tind. Da. Spre asta tind. Valerian a primit în decembrie 2022 licența internațională de la UCI, adică da, Federația Internațională de Ciclism. Și vara asta trebuia să meargă, bun, cu echipierii lui, au mers băieții. Așa, România, Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovenia, dacă nu mă înșel, și în final trebuia în august să meargă în Italia. M-a întrebat, tata, o să-mi permiți, o să avem bani, o să facem tot posibilul și o să mergi neapărat. Deci copilul s-a antrenat, se pregătea. Cine ar fi implicat în acest schem? Nu știu cine, dar spun persoanele care erau cu interesat să scoate pe copii din curs, pe David și pe Valerian. Cei care mergeau, călcau pe urmele lor. Din echipă? Nu. Din echipă concurenții nu aveam. Adică mai erau copii de vârsta lor, dar nu erau atât de puternici. De la alte cluburi? De la alte cluburi, da. Dumneavoastră, credeți că până la urmă o să triumfe adevărul? Categoric. Ce vinovați? Categoric. În toate secolele a triumfat din istoria omenirii. Adevărul a ieșit la iveală. Dar ce credeți dumneavoastră despre antrenorul lui Valerian? Antrenor are un comportament foarte șmecher, să spunem așa. La început a spus o informație care a fost dată în presă, după aia informația a fost abrogată, schimbată de pozițiile, da. A fost în calitate de martor invitat și antrenorul, a spus că el nu știa copiii unde să plece, unde să ajungă. Măi, dar elementar, tu dacă le-ai dat roata să o ducă acolo, nu putea să o ducă acasă lui Dima, după spusele antrenorului. Și ca și când eu l-am mers la Valea Morilor și se verifice dacă copiii se antrenează acolo. Haideți că și noi avem o vârstă anumită și nu suntem copii mici și înțelegem lucrurile care sunt. Credeți că și el trebuia pedepsit sau nu? Da, bineînțeles. Așa irresponsabilitate și, Doamne, cum în limba română, o atârnare, o atitudine superficială față de procesul educațional. Bine, înțeleg că sunt probleme și în sportul din Republica Moldova, că nu se ajung antrenori, nu sunt motivați, mă refer la partea salarială, dar un pic mai sufletește că... De aici spunea că Valerian e de perspective, că țin foarte mult la el, că nu știu acolo, dar de aici așa, știți, cum o atitudine... Dumneavoastră l-ați simțit schimbat, că dumneavoastră îl cunoșteați direct, aveați comunicați cu el, da? Da. Cât Valerian a fost în viață. Și după ce l-a întâmplat, s-a schimbat brusc. Există? Adică da, dumneavoastră ați observat? Este, sigur. Și cum se poate de catalogat schimbarea asta bruscă? Cum? Omul, dacă nu s-a simțit vinovat, cred că venea cu inima deschisă, ne susținea. Venea la spital, cel puțin să-l vadă. Valerian Dorf a fost ospitalizat în reanimare la Ignatiencu după aia. Uh-huh. Trebuia să fie o altă atitudine. Bine, nu spun că poate inculpatul a dorit să așa un rezultat
negativ, poate doar a vrut să-i temporar să-i scoată din curs, nu știu, să-i calicească la urma urmei, dar nu să fie cu deces, să-i sperii cumva. Mă bazez și pe spusele lui David, care a spus că domnul Alexandru, în ultimele fracțiuni de secunde, eu am auzit un sunet de țavă de eșapament, că s-a auzit că cineva accelerează. Dar David toată viața a stat la bunel, bunelul șofer, l-a învățat cum să, cu mașina să se ocupe, știa cum sună în țavă de eșapament, îi plac foarte mult mașinile de curs, BMW-urile, etc. Adică copilul și-a dat seama despre ce este vorba și-a dat seama că cineva accelerează. Dar în ultimii secunde nu s-a gândit că poate să meargă spre ei și să accidenteze din cauza că ei mergeau pe acostamentul, pe linie continuă. Linia continuă acolo este foarte lată. Eu am fost cu mașina, am parcat-o acolo, în cap, o mașină liberă. Adică și în ultima fracțiune secundă am auzit că accelerează și în speranța că totuși o să treacă pe lângă ei. Sute de mașini au trecut, două benzi libere. Adică dar cum ați putea dumneavoastră să descriți? Că am văzut și eu acel video postat de dumneavoastră. Se vede clar cum mașina merge intenționat spre fiul dumneavoastră și David. Cum dumneavoastră caracterizează? Cum descriți asta? Cum puteți să catalogați? Sunt și eu șofer, conduc mașina de 19 ani. Adică instinctul șoferului, toți practic suntem șoferi, majoritatea, scuzați, instinctul dictează altceva. Vezi obstacol, frânezi, virezi, cumva eviți să... Cu atât mai mult că eu n-am văzut nici în dreapta, nici în stânga alte mașini. Adică nu, era loc de scoteze, să frâneze, să... Eviți acroșarea obstacolului. Nu, aici 100% a fost intenționat. Pe video nici nu se vede că el să apese frâna, ca farurile din față, stopuri, nu se văd să aprindă. Respectiv, nici nu a dorit să frâneze. De nevoie s-a oprit, din motiv că chiar este la dosar anexat pozele, roata din față, dreapta, s-a spart de la spițele roții bicicletei lui David. Și el, peste 100 de metri, n-a mai putut continua deplasarea, că îl tăgea pe dreapta și acolo era, doamne, canalul ăsta de scurgeri, nu se putea să-l arunce. Înțelegeți cum? Dar ce părere dumneavoastră aveți că cunoașteți și dumneavoastră, cunoașteți și cei care au văzut cazul, monitorizează cazul, el a declarat greva foamei. Ce credeți despre lucrul ăsta? Chiar înainte de decizii, el a declarat greva. Câteva ședințe se știa că se apropie decizia. Simplu a vrut să te organizeze timpul, în primul rând, și în al doilea rând a vrut să vâzvăt milă, doamne, cu mă română. Ca să atragă să-i facă milă. Compasiune față, da, de milostenie sau nu știu cum față de el. Ca oamenii să-l privească nu ca un criminal, dar ca poate o parte vătămată, nu știu ce a fost în mintea lui. Înțelegeți cum? Acum câteva luni, când discutasem cu soția dumneavoastră, am întrebat-o, acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Ce părere aveți că copiii acestui bărbat, acestui șofer, va crește fără tată, 6 ani? Nu este în maniera mea de a răspunde la întrebări cu răspunsuri, dar eu cum o să cresc fetița asta, fără frate alături și cum eu să merg mai departe prin viață, fără copilul ăsta în care am pus dragoste, speranță, aspirații pe viitor, vreau să devin campion. Cu atâta greu l-am conceput pe Valerian, mi-am tratat și eu și soția, având-o pe Maria, grav bolnavă la pat, pierzând în 2006 și un băiețel, ne-am tratat aproape 3 ani de zile ca să putem face un copil sănătos. Valerian s-a născut aproape de 4 kg, era perfect sănătos. Investigații diferite, au avut probleme cu piciorușele cândva, că nu mergea corect. Ne-am bucurat mult că am îndrăgit ciclismul, că se dezvolta foarte bine. Vă dați seama, 1,70 m la vârsta de 12 ani și
65 kg, toată iarna s-a antrenat știind că va pleca în Europa să apere cinstea țării. Vă văd și cu un tricou cu fotografia lui în memorie. Da. Am rămas plăcut surprins cu câteva săptămâni înainte de luna lui iulie. Federația de ciclism anul acesta a decis că campionatul republican la ciclism să fie dedicat în memoria lui Valerian, pentru că îl cunoșteau practic toți cicliștii profesioniști, amatori, la diferite echipe particulare, absolut toți, chiar și pe Italia internațională. Eu știu că dumneavoastră v-ați apucat să faceți și dumneavoastră ciclism, seara, după serviciu. Da, da, este adevărat. Vă simțiți mai bine când, apropo, luați bicicleta lui Valerian, da? Da, una din ele, din una cauza aceea ca pe care el era... Vă ajută cumva psihologic? Da, știți că da. Dar eu și când Valerian era în viață, tot mai așa... Ieșați împreună? Nu. Singur? Îl râdea de mine, dacă sincer, la capitolul ăsta, din cauza, ei, tata, hai, nu poți mergi, nu știu cum... Nu avea el interesul lui cu băieții, mă rog, dar eu încercam să-l copii, să văd cum el se mișcă, cum faci tot asta și îmi plăcea și mie. În anii 89-90, dacă nu mă înșel, am încercat și eu să practic ciclism profesionist, dar nu s-a ținut de mine sau el de el. Mă rog, și atunci era o bază mai veche de biciclete, încă pe Uniunea Sovietică. Sunt lucruri pe care le purtați de la el. Da, da. Sunt. Anul trecut, când era în viață, mi-a dat o pereche de Adidas, din cauza că lui nu, deja erau mici. Da, îi port, ce mai am pe la el, tricourile mi-s mici, dar majoritatea încălțămintei, da, le port. O să vă întreb și pe dumneavoastră, ce simțiți când stați pe patul unde dormea Valerian? Am întrebat-o și soția dumneavoastră, vă întreb și pe dumneavoastră, chiar aici. Plâng, mult plâng. Nopți întregi, medicamentele nu întotdeauna ajută. Practic deloc, deja organismul a creat o deprindere. Greu de conștientizat faptul că nu o să ne mai cauți pragul casei. Dar absolut totul a rămas intact, cum în ziua în care nu s-a mai întors. Absolut nimic nu am schimbat, tot așa rămâne. Dar trebuie să mergeți mai departe pentru că este Sofia. Ei trebuie să-i oferiți dragostea pe care nu ați reușit să-i oferiți lui Valerian. Corect spus, frumos spus, trebuie, dar până la acest trebuie te de mai demers, de mai tins. Este prematur de făcut un pronostic pe viitor. Dar trebuie, domnul Alexandru. Sunteți părinte, sunteți bărbat și trebuie să mergem mai departe, să mergem. Și bărbați, până câteodată. Doamna Leana, domnul Alexandru, acum suntem la mormântul lui Valerian. Vreau să vă întreb cât de des veniți la el aici, la cimitir? Foarte des. Foarte des. Vineam și înainte, la Ciprian, Maria. La Maria, nu. Dar acum vinem foarte des la Valerian. Dar unde l-ați mormântat? Valerian este aici. Deci unde sunt din partea colegilor, coroane. Da. Aici băiețelul... Ciprian, mormântat. Ce s-a întâmplat cu el, cu Ciprian? Ciprian a făcut la o lună de zile meningită purulentă, fulminantă și repede, repede 24 de ore, da, 2006. Și Mărioara în 2020, pe 1 septembrie. La vârsta de 18 ani. 18 ani jumate, la care, adică toți 18 ani jumate, a stat în pat, nu a vorbit. Doar auzea. Ne auzea, da. Dar ce era la ea, ce boală? Hidrocefalie. Asta, da. Capul creștea, capul ca să înțeleg. Capul creștea foarte, da, foarte mare capul. Da.
Eu înțeleg bine că aici când veniți la cimitir, portați nu doar durerea lui Valerian, dar este o durere la triplă. Triplă. Acum, în genere, este foarte dureros. Maria, cu maladie, deja eram cumva pregătiți că nu are într-o mult, bună zi, într-o bună Maria zi. Va duce, da. Valerian, șoc total, pentru că sănătos, campion deștept, antrenat, da. A fost un și șoc. Și în cazul lui Ciprian la fel. Și în cazul lui Ciprian la fel, da, pentru că s-a născut sănătos, perfect. 4 kg. Da. Din greșeala medicilor, să zicem, ca și aici. E nu imprudența, dar legile noastre sunt... Acum sunteți împreună. Dumneavoastră, vreau să vă întreb cum credeți, cum explicați dumneavoastră, de ce se întâmplă asta în familia dumneavoastră și cu copiii dumneavoastră, domnul Alexandru, cum credeți dumneavoastră? De ce aveți nenorocul ăsta să pierdeți copil după copil? Din 4 copii ați rămas doar cu Sofia. Cum explicați dumneavoastră? De ce? Chiar nu am un răspuns clar. Cau și împreună cu Lili, căutăm răspuns la întrebarea aceasta. Am vorbit de nenumărate ori și de blestemuri și de alte posibile cauze. Dar ipoteze moment, multe, dar întrebări multe, dar deocamdată nu avem răspuns. Nu avem un răspuns clar. Dumneavoastră aveți ipoteze, dar știu foarte bine că și am văzut că mergeți la biserică, sunteți niște oameni credincioși. Dumneavoastră sunteți, adică credeți în astfel de lucruri, în... Dar după ce vedeți aici cum... Cât de sceptic noi fi, dar încep să crezi în unele lucruri care se întâmplă, care nu se întâmplă undeva departe de noi sau care ne-a afectat direct pe noi. Trei copii, trei morminte într-o familie, deci nu ce, e normal. Ce vezi, domnul Alexandru, dumneavoastră? Vă văd că țineți ceva în mână. În mână am casca lui Valerian, care pe 21 februarie, când au fost loviți de către șoferul imprudent sau criminalul, să zicem așa, că alte cuvinte nu găsesc, era pe cap cu casca asta. Din video poate ați văzut că viteza era excesivă. Cât avea la oră? Din comunicatul experților era numai puțin de 95%. Pe acostament, copiii mergeau regulamentar, se simțeau în siguranță, nici cu umbra gândului nu s-au gândit la tragedie, la cele ce îi așteaptă. Casca, din păcate, nu a putut să salveze pe Valerian, din cauza vitezei, a zburat în primele secunde când i-a zburat în aer. Așa puternică lovitura. Atât puternic și crudă. Da, pentru că lovitura, din câte știu și mi-a arătat și doamna Liliana niște fotografii, cea mai mare lovitură a fost la cap. El avea această cască, cum se face că casca care e pentru protecție a zburat și de a fost lovitură? De la lovitură s-au rupt centurile, deci lovitura au fost... S-a lovit cu partea dorsală a căștii, a lovit parbrizul autoturismului. Autoturism s-a făcut zob și vedeți că partea... Aha, e distrusă. E distrusă. Din cauza asta ea s-a fracturat și a zburat de pe cap, din cauza vitezei excesive. Lovituri puternice. Da, lovituri puternice. În caz că el, casca rezista, vedeți că dispozitivul care ține casca pe cap nu s-a rupt. Deci e din cauza loviturii. Deci s-a deteriorat și de aici și ea s-a slăbit și din cauza aceasta i-a zburat de pe cap. Deci lovitura. Câte luni sunt de când Valerian nu mai este alături? Ieri am făcut 5 luni. Cum au trecut astea 5 luni? Pentru dumneavoastră. Foarte greu. Nici nu simțim. Cu durere. Practic, vedem lumea alb-negru. Până când ne străduim să... Pentru Sofia să facem... Da, copilul are nevoie de ambii părinți, cu mintea clară și... Dar foarte greu. Este foarte greu. Nu am observat când a înflorit copacii. Valerian îi plăcea mult anul timp, primăvara, din motiv că... Știa că urcă pe bicicletă și pelungească antrenamentele și competițiile. Foarte mult aștepta primăvara. Da.
N-am observat nici când a venit primăvară, nici vara. Când va trece, cred că nu. Nu știu. Vreau să vă întreb dacă cineva din dumneavoastră l-ați visat pe Valerian după... Ambii. Ambii, eu visam mai des înainte, acum... Vă transmite niște mesaje așa prin vis sau... Da. Știu, foarte mult suferiți și foarte des, atât domnul Alexandru cât și dumneavoastră, doamna Elena, foarte mult plângeți. Ce vă spune? Ce vă transmis? Da. Într-o noapte, practic spre dimineață, știți, când se ivesc zorile, ca între vis și realitate, l-am visat pe Valerian și mi-a comunicat un mesaj pe care m-a pus pe gânduri foarte mult. A spus că, nu știu, dar nu știu de ce a vorbit și în rusă și în română. Bine, vorbea la perfecție și rusă și română. Zic că, papa, найди девушку, eu vreau să mă reomenesc. Mi s-a părut straniu însă și cuvântul ăsta reomenesc din cauza că nu-l auzisem la Valerian. Eu după, l-am auzit. După aia vorbisem cu Lili și uite ce am visat. Și Lili spune, eu cu dânsul, când el uita cuvântul ăsta, reîncarnare, vorbeau, interesau foarte mult... Dimensiunile... Cosmosul, era foarte interesat. Zic, măi Valerian, sunt cărți, ăsta e Google. Nu, ne întreba pe noi, comunica, anume el informația... O lua de la noi, pe aceea să comunici, nu numai cu noi, cu toți din jur, era foarte pozitiv. Și iată așa a vis. Dar ce ar presupune asta? Să căutați o fată? Ca să reîncarnez în sensul ăsta. Cum spuneam, eu cuvântul ăsta, să mă reomenesc, nu-l cunoșteam. Uh-huh. Adică prin visul lui Valerian. Și am spus lui Lili, da, eu cu băiatul vorbeam așa. Nu-mi cuvântul ăsta. Dumneavoastră, doamna Elena, cum l-ați visat? Eu îl visez ca de obicei, cum vorbeam când era viu, exact așa îl visez. Adică mi-a spus, mama, gata, ajunge, te-ai ridicat, te-ai îmbrăcat și asta a fost după o săptămână de depresie profundă, după care îl văd așa, cum venea acasă, ce mâncăm, ce facem, ce film privim. De parcă nimic nu s-a întâmplat. De parcă da, și da? Din cauza asta întotdeauna spun așa, nu vreau să mă trezesc dimineața pentru că mă întâlnesc cu realitatea și nu vreau să accept. Realitatea e crudă, da. Da. Dar dumneavoastră ați încercat vreodată, știu că ați fost pe la mănăstiri, pe la biserici, dar ați încercat vreodată, nu știu, sunt persoane care văd trecutul, văd viitorul, ați încercat să mergeți la... Să vedeți de ce se întâmplă asta în familia dumneavoastră. Am fost la, da, la multe mănăstiri, am făcut pelerinaj prin România. Doar un stareț din mănăstiri, Sfânta Teodora de la Sihla, a spus că posibil să se fie lipit blestemul părinților de voi. Și... Dar așa că mergem la, nu știu, la extrasens sau clarvăzător, nu. Doar unii cu starețul din România ne-a și nici nu doriți, adică... Nu suntem... Credincioși. Credință în suflet, nu avem ce căuta pe la... Vreau acum să vă întreb, cât de mare a devenit frica asta de părinte pentru ambii? Enorm de mare, foarte... Incomensurabil, practic. Trăim în frică, mai ales pentru Sofia. Da. Deci avem o frică permanentă și intensă. Ne arată și testele, mergem la psiholog. Trăim într-o frică permanentă, deci care ne epuizează. Dar oricum ne străduim să trecem peste asta. Să mergem înainte, suntem în situație că nu avem de ales. Doar înainte. Eu asta vreau să vă zic, trebuie. Să mergeți înainte, pentru că vă cunosc de ceva timp. Sunteți niște oameni extraordinari, o familie minunată. Vă doresc multă sănătate și trebuie să găsiți puteri, doamna Elena, domnul Alexandru, să mergeți mai departe, pentru că este Sofia. Da. Ea are nevoie de părinți sănătoși, are nevoie de armonie în familie. Pe Valerian, pe Ciprian, Maria, nu îi mai întoarceți. Corect, dar este da. Sofia. Care trebuie să și, da, pentru ea și... Și pentru dumneavoastră, pentru că sunteți tineri încă. Așa că găsiți puteri și mergeți înainte, pentru că... Nu străduie. Are nevoie Sofia și... Ea are nevoie
de dumneavoastră, pentru că este un copil încă. Are nevoie de dragostea dumneavoastră, de liniște. Vă doresc multă putere, multă sănătate și vă mulțumesc că ați avut puteri să vorbiți despre evenimentele din ultima perioadă. Mă refer la decizia instanței și astăzi suntem aici la Valerian, la Ciprian și la Maria. Sănătate multă și multă putere. Mulțumim. Le mulțumim și celor care ne privesc, chiar dacă aveți istorie de viață care merită vorbite, mă găsiți pe rețelele mele de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.